interleuchină. Deci, practic, ajunge să acționeze la nivelul interleuchinelor 4, 10, tumor necros factor, deci factorii de creștere, de protecție imunitară. Da? Deci tot ce intervine în protecția noastră imunitară. Și ele, atunci când se face o măsurare, atât de profund faci un studiu. Adică nu vezi că omul n-a răcit, da? A consumat ciuperci și n-a răcit. Nu, ele se măsoară inclusiv aceste interleuchine, care ne dau măsura creșterii activității imunitare. De asta, apropo de ciuperci, cumva să spunem, că se pot folosi foarte multe... Totuși, sunt foarte multe alimente, observăm, poate sunt puțin mai greu de preparat sau nu suntem noi obișnuiți mai exact. Nu suntem noi obișnuiți. Care au valoare nutrițională și care cu adevărat ajută organismul să lupte mult mai ușor, exact cum spunea domnul doctor, un lucru care, din păcate, este o realitate, cât de ușor pot prolifera aceste celule canceroase și... Până la urmă suntem expuși boala, zilnic. Boala. Și boala, nu numai, da? Iată cât de important este din când în când să ajutăm organismul. Aici, Marius, am o listă de la tine cu... sunt foarte multe alimente pe care le putem, folosi pentru a ne hrăni mult mai bine. Și vorbeam despre aceste alimente cu valoare nutrițională. Ne spuneai și despre faptul că aceste alimente se absorb lent în organism și acest lucru ajută foarte mult. Da. Completare mică, că n-am spus. De exemplu, printre alte indicații terapeutice ale ciupercii agaricus blazei muril sau ciuperca lui Dumnezeu ar fi infecțiile acute, o viroză urâtă, o pneumonie, o infecție urinară acută. Poți să mergi în paralel și cu medicina clasică, îi dai și un antibiotic dacă e cazul și dacă ai o justificare, să ai un suport, adică un microb izolat și o testare la antibiotic. Și merge pare și cu ciuperca. Și în felul ăsta poți să constați, de exemplu, cu o infecție urinară care de 10 ani nu s-a rezolvat, ai dat ciuperca, în doză mare s-a rezolvat. Da. Sau în ploaia, de tuberculoză care există acum în România. Poți să adaugi și ciuperca la tratamentele clasice. Și un alt lucru care îl face ciuperca, asociată tratamentului clasic, e faptul că îți protejează ficatul, pentru că are acțiune de protecție a ficatului. Și în felul acesta... nu ai, diminuă reacțiile adverse la medicația clasică. Ceea ce mi se pare minunat. Da. Două terapii care se susțin una pe cealaltă. Da, foarte interesant. Mă rog, să mai numerăm câteva alimente care... Da, le scanez așa pe cele pe care nu le-am discutat. Da. Ar fi bananele, de ouă am vorbit, laptele cu grăsime 1%, avocado. Mă mir că l-am uitat. Avocado este un super aliment. Se spune că dacă ar fi să alegi un singur aliment cu care să poți să trăiești și să-ți ofere o arie cât mai mare, acesta ar trebui să fie avocado. Deci, practic, dacă mănânci doar avocado, poți să supraviețuiești echilibrat, că așa poți să mănânci din toate, apropo de dieta cu carne, de care discuteam mai devreme. Carnea de vită. Și aici este o chestie foarte interesantă. Cred că toți știm că este bună carnea de vită. Dar am avut o discuție cu un prieten de-al meu englez care îmi spunea într-un alt context, dar m-a făcut să mă gândesc, spunea, nu știu dacă ai remarcat că noi în limba engleză lucrurile de calitate joasă le avem din zona germană și lucrurile de calitate superioară le avem din limba franceză. Și îmi dădea exemplu cu carne. Când vorbim de carne spunem meat, când vorbim de carne superioară spunem beef, adică vită. Și m-a dus cu gândul că, într-adevăr, carnea de vită este de calitate superioară. Și este foarte bogată în coenzima Q10. Exact. Pâinea albă, atenție, pâinea albă este foarte bună. Da? Mulți acum se duc și își iau așa zisă pâine neagră, care de fapt e pâine colorată. Mie mi se pare mai cinstit să luăm pâine albă, așa cum este. Ideal este să luăm pe cea integrală. Dacă o găsim. Dar între pâinea, așa zis, neagră colorată și pâinea albă, eu aș sugera să se ia pâinea albă. Eu aș sugera să se facă pâine în casă. Asta dacă avem timp. Nu știu, să ne facem. Dacă avem timp, sunt absolut de acord. Uleiul de măsline. Și măslinele implicit. Nu am discutat despre ele. Porumbul. Fisticul. Iarăși nu am vorbit despre el. Ceapa.
nu știu cum am uitat-o, este extrem de importantă. Salatele de orice fel, restul că, roșiile de care nu am vorbit, din nou sunt extrem de importante, intervină când vrei. Da, la roșii aș vrea să spun, apropo de ciorba de leguminoase, de rădăcinoase, mâncarea aceea pe care o pregătesc gospodinele la noi, rădăcini împreună cu roșii, formarea licopenului, este o super, nu știu, mănânci o super mâncare în momentul în care mănânci o astfel de ciorbă. Nu mănânci mâncare, nu știu cum să zic, nectar, e esență. Este foarte, mănânci un pic și efectiv, eu când perioadele în care sunt epuizată, folosesc foarte mult această ciorbă și simt efectiv așa un eflux de, un aflux de energie. Chiar se simte o persoană care este de vitalitate. Da, dar să zicem o persoană care este destul de sănătoasă, pentru că dacă ești extrem de vitalizat, nu simți. Dar licopenul acesta, că de asta vorbeam de roșii, licopenul care se dezvoltă prin fierbere, este un protector și un antioxidant pe perioada iernii de foarte bună calitate. Marius, dacă mai avem ceva de adăugat, o să vorbim imediat, Ioana, și despre suplimente ce putem consuma sau în cazul persoanelor care, sigur, fie fumează mult, fie au anumite vicii, ce le putem recomanda? Totuși, bun, este în regulă, nu se poate renunța la fumat, dar ce poți să faci să-ți ajuți organismul prin alimentație? Să vedem ce alimente am mai enumerat, dacă mai este principiu ceva. Leama, că le-am atins, da? Ioana, deci, înainte să trecem la suplimente, vreau să mai vorbesc de două, pe care noi le folosim tot ca suplimente, două suplimente, dar sub formă de pudră. Este vorba de maca și astragalus. Da. Practic sunt două rădăcini, ne întoarcem la rădăcini, extraordinar, dacă vedem și ne uităm așa la ceea ce am povestit, vedem cât de importante sunt rădăcinoasele și tuberculii. Două rădăcini sunt plante numite adaptogene. Ce fac aceste plante adaptogene? De ce se cheamă adaptogene? Ne ajută pe noi să ne adaptăm la mediu sau la situații care sunt stresante generate sau, de stresante. Da. De obicei, acel stres, astragalus. Astragalus, da? Se găsesc sub formă de pudră la noi pe piață. Da. Și pot fi puse în mâncare. Cele mai... Să știți că eu revin la această ciorbă de rădăcinoasă, o pun și în ciorba de rădăcinoase când vreau ceva să mă scoate din... Da, să te revitalizeze. Da, extraordinar. O ciorbă de asta efectiv simți că ți-ai revenit. Dar se poate consuma în smoothie. Smoothie de dimineață, mâncarea de dimineață, ce am zis. O lingură, o linguriță, depinde de toleranță, nu are gust rău, e un pic amară, dar se poate pune și în ciorbe. Și atunci este bună pentru revitalizare. Foarte multe persoane care sunt active se simt obosite. Genul acesta de alimentație reprezintă un suport fără să fie greu. Pentru că, practic, nici nu necesită un efort foarte mare. Domnule doctor, ce mai putem spune despre această modalitate, practic, de a ne crește imunitatea? Cel mai important factor și cel mai tare și mai de necontestat aliment, superaliment, reiese din citatul ăsta și se va hrăni omul și cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu uitați, înainte de a mânca orice, să ziceți o rugăciune, să solicitați binecuvântarea de sus alimentelor pe care le mâncați, buna dispoziție în care o mâncați și să știți că și cuvintele, atât cuvântul lui Dumnezeu, cel mai important, dar și cuvintele noastre pe care ni le adresăm, unii altora, pot să fie medicament, hrană sau potravă.
Asta ar fi trebuit să o spunem la, în încheiere despre ce e mai important lucru, atmosfera în care mâncăm și cum mâncăm. Aceste suplimente, Ioana, despre care... Da. Acum, în ciuda faptului că noi mâncăm extrem, să zicem că mâncăm variat și într-un mod corect, cu toate acestea, experiența pe care o am eu din practica mea farmaceutică mi-a arătat că nu este suficient și că în anumite momente sau pentru a nu ajunge în stări de criză, este foarte important ca oamenii să folosească suplimente. Da. Face o mare să diferență. Să dăm niște exemple imediat după publicitate. Ce suplimente recomandăm, din ce le putem lua, pentru că iată și așa ne ajutăm organismul, dar tot aici o să vorbim și despre acele situații în care se pot consuma și lucruri care îți dăunează. Revenim după publicitate. Am revenit. Ioana, să vedem, vorbeam despre suplimente. Cum ne ajută și care sunt acestea? Să ne referim la suplimentele clasice. Probabil că cel mai cunoscut supliment este, așa, pendulez, între calciu și omega-3. Și amândouă sunt extrem de importante. Vom vedea imediat, o să ne explice domnul doctor, că la calciu sunt două situații. Da. Și la toate. Și la toate, de fapt. Și la toate. Un alt supliment de foarte important, adică pentru un om activ, un supliment antioxidant. Acesta poate să fie un supliment cu caroteni sau un supliment caroten cu oligoelemente, inclusiv selenium, ca antioxidant. Și ciupercile conțin seleniu. Deci, un alt motiv pentru care să le folosim împreună. Un alt supliment foarte important este coenzima Q10. Coenzima Q10, care, iarăși ne întoarcem la... Fiind o enzimă, scade producția ei cu înaintarea în vârstă. Și atunci folosirea coenzimei, practic o enzimă, vitamină, folosită de toate celulele organismului, este importantă pentru o viață sănătoasă. Și un alt supliment pe care eu îl recomand este un amestec de aminoacizi, care au, odată merg pe refacerea masei musculare, pot fi folosit și de sportiv, dar eu îl recomand în primul rând datorită combinației carnitină, ornitină și nozitol și colină. Acest amestec de aminoacizi face să fie un foarte bun regenerator pentru ficat. Deci e foarte bun pentru persoanele care sunt obosite, probleme hepatice. Vorbesc de oameni care duc o viață obișnuită. Acest amestec face posibil dezvoltarea oxidului nitric, care are rol de relaxare a vaselor. Deci, practic, are și un rol protector pe vase, inclusiv pentru persoanele cardiace. Deci, domnule doctor? Despre suplimente, vreau să vă spun niște lucruri care derivă, cum le văd eu, ca rezultat a experienței medicale. O experiență de peste 200.000 de pacienți consultați până la vârsta de acum. Am început să dau calciu. Calciu prin 1992, când am terminat medicina, la primii pacienți. Carențe de calciu, spasmofilii, tremurături, contracții musculare, ticuri, contracții, zvâmituri prin ploape, prin buze. Și am dat. Am dat o formă, am dat alta. N-am prea obținut mare lucru. Adică n-am reușit să scad frecvența chemării, salvării pentru criză de spasmofilie. După aceea am descoperit că nu-i destul calciu. Nu vreau să spun denumirile preparatelor care le folosesc,
ca să nu nici reclamă, dar nici antireclamă, da? Și atunci am ajuns la concluzia că e mai important magneziu, ăsta e necunoscut pe prim plan magneziu. Am dat magneziu de toate formele, parcă am început să obțin ceva, dar n-am sesizat o modificare esențială în situația pacienților. N-am rezolvat mai nimic decât de la primele forme de calciu am observat că irita stomacul, irita intestinul, dădea tot felul de alte complicații și efecte adverse. Și la un moment dat am zis că nici n-are vreun rost. Am dat și seleniu, am dat și zinc, același lucru. Am zis că n-are niciun rost ca doctor să dai niște suplimente de la care nu vezi nimic, niciun efect favorabil în situația pacienților. Și așa am stat o vreme, până când am descoperit o altă formă de calciu. Deci dacă la început toate formele de suplimente, în principal vitamine, dar și de alte categorii, erau sintetice toate. Până când am dat de o formă de calciu făcut, tabletă făcută din coajă de ou, isat, cu puțin adaos de vitamina D și cu puțin magneziu adăugat. E, aici situația s-a schimbat radical. Aici nu exista să mai rămână vreo spasmopilie să se mai repete. Treceau toate simptomele ce țineau de deficiența de calciu, dar și de alte săruri minerale. Mai departe, am încercat ca medic, m-am confruntat foarte des cu neuropatia diabetică, adică nervii stricați de la diabet, de la glicemie mare. Ce înseamnă neuropatia? Adică senzorii stricați. Nu simte căldură, nu simte durere, poți să-i tai degetul de la picior și nimic. E o cauză de cangrenă și de amputație, neuropatia diabetică. Aici am dat vitamina B să repar nervii, sintetică, făcută de diverse firme. După un an, doi de administrare de vitamina B sintetică, am văzut că niciun nerv n-a făcut așa, toți nervii s-au strâmbat din nas, n-au primit vitamina B, niciunul nu s-a dezmorțit. Până când am dat de o formă mai deșteaptă, am dat de niște probiotice, n-am voie să spun numele lor, niște probiotice care în intestin produc vitamina B naturală de toate felurile. Și atunci, pe lângă faptul că am început să observ că se dezmorțeau picioarele diabeticilor, unii începeau să vadă mai bine, rezolva un pic, ameliora, sau din ori pe unii chiar îi făcea să vadă retinopatia diabetică, retina stricată de diabet. Alții cu rinichiu stricat de diabet, nefropatia diabetică, câte unii chiar pe dializă. Au început să aibă diureză unii dintre ei, alții au început să le mai scadă parametrii renali, urea, creatina și să nu se mai ducă de 3 ori, de exemplu, să facă dializă, să se ducă de 2 ori sau o dată pe săptămână. Deci, concluzia este că la toate suplimentele, organismul preferă suplimente de origine naturală. Pe cele de origine sintetică, așa face. Nu vrea. Da? Deci asta e principalul lucru care vreau să vi-l spun cu privire la suplimente. Le respinge oarecum. Le respinge, nu le recunoaște ca hrană. V-aș mai putea spune despre diverse tipuri de suplimente. De exemplu, omega. Omega este preferabil să fie un amestec. Sunt 8 omega esențiali. Pentru corpul uman. Cei 8 omega esențiali omega pentru 3. Organismul uman trebuie să fie administrați într-un echilibru optim între ei. Când sunt administrați în echilibru optim, atunci își realizează efectul antiinflamator, antioxidant, și protejează vasul de depunerea de grăsimi. Sunt mult mai importanți omega în forma asta, să nu se depună grăsimile pe vas, decât să scazi colesterolul cu diverse mijloace chimice, destul de toxice și destul de greu duse de ficățelul nostru și cu alte efecte serioase adverse și care, practic, nu influențează ritmul depunerii de grăsimi pe vas. Un alt supliment foarte important sunt fitolipidele și fitosterolii care lipsesc din pâinea noastră stricată de cam 100 de ani. Dacă noi nu facem pâinea în ziua când am măcinat grâul, fitolipidele și fitosterolii dispar
cam în 2-3 săptămâni și avem o pâine lipsită de aceste constituente esențiale. Din ele se fac membranele celulare și membranele organitelor intracelulare. Ăsta e cel mai tare, de exemplu, e mai tare decât alte preparate, de exemplu, nu refacerea membranei celulelor hepatice. Și care este sfatul? Să se folosească un supliment. Ar fi bine să folosim pâine nemodificată, din grâu integral, nemodificat genetic și cu măcinare în ziua când ai măcinat acest grâu, să faci în ziua pâinea sau în maxim o săptămână. Sau se pot folosi cereale sau integrale. Sau poți să folosești niște capsule care conțin această lipsă, această carență a pâinii omenirii. Iarăși nu pot să vă spun denumirea, am face reclamă. La fel sunt și flavonoidele. Există un flavonoid de sinteză care este administrat la ora actuală la toți pacienții și care, la care am văzut în urma administrării destul de des creșterea ale glicemiei și unii pacienți chiar deraiați în diabet. Am văzut Alzheimer, Parkinson, strică practic enzimele cu care folosesc metale bivalente. Acest medicament poate să fie înlocuit de sinteză când e vorba de un singur flavonoid sintetic cu flavonoide naturale extrase din fructe și din toate fructele care... Astea, ce fac flavonoidele astea? Hrănesc peretele vascular. După ce le administrezi, vezi că pacientul nu-ți mai face vânătăi. Sunt pacienți care nici nu-și amintesc că au trecut pe lângă un scaun, au atins, nu i-a durut și a doua zi dita mai vânătaia, da? Cu fragilitate capilară. Sau pacienți care au inflamații venoase, au valve sticate, au... Deci este o hrană importantă pentru peretele vaselor, artere, vene, limfatice. Important este la flavonoi să nu le folosim tot anul. Pentru că vedeți, și Dumnezeu a dat fructele pe fiecare în câte o lună. Așa. Da, deci nu ne-a dat fruct. Dacă omul avea nevoie de fructe tot timpul, ne dădea fructe tot timpul. În fiecare anotimp, noi folosim preponderent, eram obișnuiți, acum suntem în secolul în care, în mileniu în care putem accesa, de exemplu, din România, plante sau legume, da, fructe care cresc în alte continente, în alte emisfere și le avem accesibile tot anul. Dar cu un preț că s-au cam stricat ca și calitate. Trebuie să vă spun că solul, de exemplu, s-a spălat de săruri minerale în proporție de 70-80%. Agricultura de astăzi nu mai are grijă pentru îngrășarea adecvată a pământului și pentru niște plante viguroase. Plantele de acum sunt niște idei de plante, sunt doar apă, o culoare chimică făcută și maturată cu niște substanțe care se injectează cu o seringă sau se stropesc cu anumite substanțe care le face să se coacă, da, să arată frumos, dar, practic, un măr de acum sau un gogoșar de acum nu mai conține nici cât conțineau, ca să echivalez ce conțineau un fruct acum 30-40 de ani, trebuie să mănânci 10 bucăți. Pentru că a diminuat puterea nutritivă a acestor alimente. O concluzie, Marius, ne apropiem de final. În principiu, cred că echilibru ar fi concluzia. Când vine vorba de dietă, trebuie să fim echilibrați și să reținem că întotdeauna ochiul este mai mare decât stomacul. Adică să nu ne punem mult în farfurie. Vreau să spun că imunitatea se poate sau este legată strâns de nutriție, este legată strâns de emoții, cumva guvernează chiar peste nutriție și este legată strâns de sport, pentru că marele apărător sau artileria grea practic sunt limfocitele T secretate de limfă, gestionate de limfă, da, care se blochează la supărare, la mâncare proastă și la lipsa mișcării. Și pentru a da o informație ușoară pentru cei de acasă, recomand folosirea tapotărilor. Da? Deci nu este greu și momentul
efectul acesta pe tot corpul și pe ceafă și pe așa, în momentul acesta ai pus limfa în mișcare. Și practic ai stimulat limfocitele T. Practic facem un exercițiu de stimulare a imunității, fără să fie foarte greu. Un alt revin la a spune că sudațiile și eventual bătăile acestea cu bambus, dacă mai aveți pe acasă vreo măturică de bambus, iarăși sunt foarte bune. Și încă un lucru ușor de făcut acasă, o masare a întregului corp, practic a urechii, cu stimularea lobilor, ajută foarte mult. Fără să fie ceva greu de făcut. Bineînțeles că e foarte puțin. Foarte dar este... interesant. Uitați, de exemplu, eu am făcut acum și deja mă simt mai un pic revigorată. Multe sfaturi. Este evident că ne putem ajuta organismul, că putem să prevenim o serie de boli mai mult sau mai puțin grave, că ne putem crește imunitatea. Iată, sunt și lucruri simple, lucruri pe care fiecare le poate face, doar cu puțină atenție, nu neapărat cu un efort mult mai mare. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, iar noi ne revedem și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de noapte bună.